Ne aflăm la una dintre porțile de intrare în lumea lui Rotundu. Vă invit să vedeți lumea mea, a mizeriei, a sărăciei, a luxului și opulenței, a unei clase politice ticăloșite. Cât vă dă pe kilogram? 2 lei. Păi asta e bătaie de joc. E bătaie de joc, dar așa dacă stau aici și nu vând nică și fac. Bună ziua, stimați telespectatori! Fiecare dintre noi am trecut prin piața centrală a Botoșanilor și am văzut pe mese la vânzare expuse vravuri de căpșuni. În general, cei care vând căpșunii se laudă că sunt produse ecologice, că sunt produse naturale 100% și că merită să cumpărăm, să consumăm, pentru că sunt sănătate curată. Numai că realitatea este cu totul alta. În general, căpșunii pe care îi vedem la vânzare în piață sunt căpșuni recoltați de pe suprafețe unde s-au folosit îngrășăminte chimice, unde s-au folosit fel de fel de tratamente pentru îndepărtarea dăunătorilor sau pentru sporirea producției. Așa că nu de fiecare dată ceea ce ne spun comercianții din piață se potrivește și cu realitatea. De aceea am ales astăzi să realizez un reportaj despre cum se cultivă căpșunii în județul Botoșani, cine sunt acești cultivatori de căpșuni și dacă în piață ei sunt cei care vând căpșunii sau sunt persoane intermediare care ne păcălesc așa cum fiecare dintre noi poate am și pățit. În județul Botoșani sunt mai multe zone unde se cultivă căpșuni, însă eu am ales traseul spre Copălău, Frumușica, pentru că este un traseu extrem de circulat și mai ales în această zonă oamenii obișnuiesc să-și expună produsele la poartă pentru cumpărătorii ocazionali. Mai mult ca atât, la Frumușica, la intrarea în județul Botoșani despre județul Iași, de ani de zile sunt acolo persoane din zona satelor Rădeni, Vlădeni, Deal, Boscoteni, care vin la vânzare cu căpșuni și cireșe. Vreau ca prin acest reportaj să cunoașteți și dumneavoastră care sunt realitățile din partea cultivatorilor de căpșuni. În Copălău mă aflu în fața vilei unui cultivator de căpșuni, un cultivator mai vechi, un om care a dobândit experiență din câte mi s-a spus undeva în țările europene pe unde se cultivă căpșuni în mod intensiv. Vreau să stau de vorbă cu acest
cultivator de căpșuni să ne spună din experiența sa, din țările pe unde a lucrat și cum a reușit să adapteze la nivelul condițiilor din Botoșani experiența sa acumulată în străinătate. Așadar, vă invit în lumea lui Rotundu astăzi un reportaj despre cultivatorii de căpșuni și recoltatorii de cireș. Cum vă spuneam, în Copălău există o fermă, o microfermă de cultivare a căpșunilor realizată de către doi săteni care au acumulat ceva experiență în domeniul acestor activități legumicole undeva prin Germania. Să facem cunoștință cu ei. Cum vă numiți? Mă numesc Pancerul Ilie Marcel, sunt din Copălău. Și dumneavoastră? Nu știu, Constantin, tot din Copălău. Da, am lucrat în Germania în perioada din noiembrie până în februarie-mart. Ani? Ani, din anii 99. În 99, dar de ce în Germania și nu v-ați dus în Spania, în Italia, pe unde se duc căpșunarii în general? Păi ați avut vreo cunoștință pe acolo sau v-ați dus la Plesneală? Nu, la Plesneală, am avut pe cineva care a mers acolo. Și în ce domeniu ați lucrat în Germania? Tot în agricultură, dar nu la căpșuni. Dar ce anume în agricultură? Grâu, cereale, legumicul, îltură? Mărar pentru gel, pe utilaje. Deci la grădină de legumi? Da. Și dumneavoastră? Eu la fel. Ați fost împreună? Împreună, mai că eu am mers din 2007, tot așa cu sezon. 4 luni jumătate. Tot în legumicultură? Tot așa. Suntem și colegi de lucru și în Germania și în țară. E interesant că sunteți colegi de muncă și în Germania și acasă, pentru că în general noi românii de obicei când punem bazele unei asocieri nu ține mult timp, că apar certurile, ba să uite strâm la celălalt care lua mai mult decât el, ba că muncești mai puțin, ba care rude neamuri mai multe pe care trebuie să le întrețină. Dumneavoastră cum de-ați reușit totuși supraviețuit așa în asocierea asta? Deci suntem de mici copii prieteni și în școală, dar el, deci, fiind un pic mai mare cu un an ca mine, ne-am înțeles de mici prieteni, în Germania am mers, m-a adus tot prin el, am mers acolo la el la lucru, el a fost primul și după aia m-a luat și pe mine acolo. Și din discuții ne-am înființat și noi o micro fermă de căpșuni. Dar de ce v-ați profilat pe căpșuni dacă acolo ați lucrat în alte specii legumicule? Ne-a plăcut fructul ăsta. Da? De unde ați adus sămânța de căpșuni? Sămânța este adusă din Germania. Deci căpșunii ăștia care îi vedem pe aici, pe lângă picioarele noastre, sunt soiuri din Germania? Soiul din Germania este adus, da. Sunt căpșuni din aia care seara verzi și dimineața sunt roșii și recoltați? Da, cam așa. Deci modificat genetic? Nu e modificat genetic. Dar? Ce facem noi aici, spunem că e fără îngrășăminte. Adică producție ecologică. Producție ecologică, da. Da. Cu gunoi de oaie. Deci îngrășați terenul cu bălegar de oaie? Bălegar de oaie, sigur, da. Dar de ce de oaie și nu de vacă, de exemplu? Este mai bun gunoiul de aia, bălegarul de oaie. Se spune că bălegarul de vacă arde pământul, arde substanțele organice pentru că are o altă compoziție chimică decât bălegarul de oaie. Dar spuneți-mi, văd paie printre rândurile de căpșuni. Paiele astea ce rost au? Am pus paiele pentru că când plouă afară, nu se stropească de pământ, să ung toate. Și de dăunători, cum păziți căpșunii? Ziceți că nu folosiți substanțe chimice, dar cum apărați planta de dăunători? Le facem un tratament în primăvară pentru dăunători. Ce fel de tratament? Ce am dat atunci? Când... Ce ați dat? Exact, tati, nu știm, tot așa, prin cineva, un domn inginer, în Zehotenii, ne-a spus tot cât de cât chimicalei, deci nu mare stropire, zicem săptămâna. În primăvară, de atunci când a ieșit planta, nu e o problemă. După ce a început să iasă primele apariții, primele frunze, le-am făcut un tratament pentru dăunători și pentru mană. Și după aia, după 2 săptămâni, le-am mai făcut un tratament asemenea pentru dăunători și atât. Ultimul tratament când lăsă? La căpșunii ăștia care îi văd aici?
Când au fost în floare. Deci când erau în floare. De atunci n-ați mai aplicat niciun tratament? Nimic, nimic, nu. Cine atestă faptul când aveți căpșuni ăștia ecologici după normele europene, așa cum se cer de către specialiști? Pentru că dumneavoastră îmi puteți spune, da, sunt căpșuni ecologici, dar eu de unde știu? Și după volumul lor, deci ele nu cresc exagerat de mare. Deci e o căpșună normală. Deci dacă le... Are și aromă? Au și aromă foarte bună. Da. Stimați telespectatori, n-am oprit întâmplător aici la acești doi tineri căpșunari, pentru că luni, venind de la Schitul Balș, de la Hramul Bisericii, am văzut căpșunii puși în cașerole la poartă, am oprit, am cumpărat și mi s-au părut excepțional de gustoși, în primul rând pentru că aveau aroma specifică căpșunilor și în al doilea rând și o dulceață exact cât trebuie să aibă un astfel de fruct, dacă nu este tratat în mod special ca să-i sporească producția și să-i schimbe gustul. Dar eu vă întreb altceva. Plantele astea care le vedem aici, sunt perene sau în fiecare an cultivați din nou? Perene înseamnă mai mulți ani. Perene. Mai mult. Deci, lăstarii ăștia la anul sunt în continuare pe producție. Continuare pe producție, sigur. Câți ani sunt productivi? În schimbat. 4 ani. Costă mult sămânța? E scump, e 15 cenți de plantă plătim. Adus din Germania. 15 cenți de plantă, de o sămânță? Da, da, o singură sămânță, 15. Dar vi le dă la număr, nu la cântar? Nu, nu. Nu. Interesant. Nevoie de 10-20 de mii de plante, atâta costă planta. Ce suprafață aveți aici cultivat? Avem în 3 parcele. O parcelă aici, mai încolo, și pus în parcela, în ultima parcelă, pe biloane. La total suprafață? 90 de ari. Nu, 90 de ari, aproape un hectar. Care e producția la ar? Sau cum o socotiți dumneavoastră? Cum stabiliți rezultatele producției? Momentan n-am făcut un calcul. Am trecut a fost parcela 1 și parcela 2, a fost primul an. Pe producție? Pe producție. Anul ăsta e al doilea an. Și cât ați scos anul trecut? Anul trecut în jur la două parcele astea, la cât este aici, în jur la 50 ceva de ari. Vă 3 tone. Deci, care ar fi producția cea mai eficientă la hectar de căpșuni? Păi la al doilea an de producție, spunem așa, că e în plin, că se face mult. În jur la, spun, 20 la hectar, 30 de tone maxim facem. S-a dus colegul de aici, de lângă mine, așa că rămâneți dumneavoastră să-mi dați relații în continuare. Prețul, cu ce preț ieșiți pe piață și dacă pe parcursul recoltării mai umblați la el sau cum procedați? Am ieșit prima dată când am ieșit pe piață, acum 2 săptămâni în urmă, că au fost acoperite toată iarna. Le-am grăbit. Deci le-ați protejat la frig? Le-am protejat pentru frig și să scoatem mai repede. Am ieșit cu 10 lei pe kilogram. Bun, astea aduse din import, de prin Spania, Italia, Turcia, Grecia, care n-au nici aromă, nici gust, sunt mai scumpe. Dar nu, poate că nu prețul ar fi exagerat sau important, ci modul în care oamenii pot recunoaște căpșunile noastre autohtone pe piață și să le deosebească de celelalte aduse din import. Am vreun criteriu după care să mă orientez. Eu mă duc acum în piață să cumpăr căpșuni și spune la domnule, căpșuni din satul mare și în realitate el este de prin Turcia. Normal, da, așa, aveți dreptate. Și n-am nicio posibilitate să le aleg decât trebuie să dau credit la ceea ce spune el. Da, că omul spune că nu, căpșunii aduși din Turcia sau din unde s-a adus și ei și spun că sunt din România, da. Da, spuneți-mi, da, ce ați vrut? Da, vorbesc cu spuneți-mi, cum procedați cu vânzarea? Livrați angro, mergeți dumneavoastră la vânzare pe piață? O mare parte, deci, le vindem de la european, la drumul european. La poartă, așa cum am cumpărat și eu. Da, da, da. Restul, avem prin comenzi care, deci avem clienți fideli care cumpără de anul trecut niște și avem comenzi de dulcețuri, de zilnic vin și... Da, ați rostit o vorbă interesantă, se plâng gospodinile că nu toate soiurile de căpșuni sunt bune de dulceață. Ale dumneavoastră se pot prepara, se pot pregăti pentru dulceață, pentru gem? Sigur că da, și noi, unii, am făcut și eu și colegul,
Și părinții noștri le-am dat și au ieșit o dulceață extraordinară. Și sunt care clienți de anul trecut, avem comenzi deja pentru anul ăsta și am spus că a fost o dulceață aromată foarte, foarte dulce, foarte gustoasă. Da, se leagă, se leagă, pentru că spun gospodinile, domnule, am pus căpșuni să fac dulceață de căpșuni și mi-a ieșit suc. Se leagă din cauza că e un soi care e bun pentru așa ceva. Sunt soiuri care nu se leagă. Deci soiul ăsta adus din Germania de acolo se adaptează terenului de aici. Da, da, da. S-a adaptat foarte bine. Da, nu cumva cu ani în urmă pe terenul ăsta unde acum sunt căpșuni erau usturoi? Da. A fost și usturoi de toate. Păi, mai ține-o minte cât e ceva. Era un achizitor zosinianu aici în Copălău care aduna tone de usturoi și le trimiteam în țară. Era un brand usturoi și a rămas un brand pentru Copălău. Păcat că s-a pierdut și festivalul usturoiului, dar asta e altă poveste și aparține de primărie, de administrația publică locală. Dar spuneți-mi, în momentul de față, ați putea să pătrundeți cu căpșunii ăștia în hipermarketuri, în supermarketuri, în marile astea lanțuri care le avem pe la Botoșan, Carrefour-ul, Kaufland-ul, Lidl, Profi? La mini-marketuri am putea. Deci noi zilnic recoltăm 300-400 de kilograme, probabil un mini-market nu vinde exagerat de mult, dar deci suntem mai mult recoltați decât... Mai sunt căpșunari aici în Copălău? Da, mai sunt câțiva care au nu așa mult suprafață cum avem noi. Suprafață. Și tot soiul ăsta îl cultivă? Da, unii au soiul care îl avem și noi, alții au alt soi diferit. Mai bun? Mai gustos? Mai căutat? Mai productiv? Nu pot să vă spun dacă e mai bun sau mai căutat. Că nu ne-am interesat și nu ne putem băga peste... Aveți, a spus, 90 de hectare de cultură de căpșuni. Singuri nu se puteți, nu aveți cum face față. Aveți persoane care vă ajută? Cum procedați la muncile astea de întreținere și recoltare? Da, ne ajută colegii, cum vedeți dumneavoastră. Avem băieți de aici din Copălău care ne ajută la strâns zilnic. Părinții și neamurile. Și rudele, da, părinții, socrii. Da, dar neamurile astea, uite, chiorâși așa, păi eu m-am dus și am muncit ca să câștige și eu ce mă aleg? Cu dulceață. Cu dulceață, da. Ei și plătim, nu, pentru oricine ar veni, părinți, socrii, deci fiecare persoană este plătită. Am eu obiceiul ăsta de a repeta ori de câte ori mi se ivește prilejul. La noi, la român, oricât e, da, cu oricât de bine l-ai plătit, dacă nu-și furat un pic, nu-i mulțumit. Nu. Nu? Nu avem probleme de asta să... Nici noaptea nu vii musafir nepoftit? Nu, n-am avut musafir invitat. Da, bine, stimați telespectatori, o să încerc să stau de vorbă și cu președintele cooperativei de legume și fructe de aici, din zona Copălău Frumușica, domnul Arhip Titel, pentru că au intervenit începând din acest an niște modificări în legislație și mai mult ca atât, cum îmi spuneau interlocutorii mei, să pot prepara din aceste căpșuni dulceață, gemuri, care pot fi comercializate la un preț foarte bun. Să vedem cine spune dumnealui. Domnul Arhip, față de anul trecut, de acum 2 ani, de acum 3 ani de zile, când tot vă lăudați cu cooperativa asta că ați înființat-o, acum aveți și activitate la ea? După cum vedeți, avem și un pic de activitate, dar vreau să vă spun, domnul director, că toată lumea când pornește o treabă și vede că unitatea care o conduci merge prost, nu sare nimeni în ajutor. Acum când toată lumea a văzut că a început să miște cooperativa și eu încerc un proiect european de 2 milioane de euro în vederea obținerii unei finanțări pentru procurarea de utilaje, de prelucrarea ceea ce vedeți dumneavoastră că se lucrează aici, ținând cont și de faptul că fostul IVV Frumușica a ajuns pe mâna unui colaborator de meu de la Iași înscris în cooperativă, ceilalți care au stat la pând, acum eu îi numesc pândărași pe ăștia, au tatonat așa terenul și când au început a vedea că merge cooperativa, o sărit fiecare că au și ei drepturi, normal că au drepturi, că noi am ființat cooperativa aceasta în ideea de colaborare, ținând cont că lucrăm cu 6 județe din Moldova. Eu nu întâmplător am nimerit aici.
anul trecut, așa cum spuneați și dumneavoastră că v-ați întors anul ăsta de la Schitul Balș, având un drum spre Botoșani, mi-au sărit în imagine acestei frumoase căpșuni care, drept să vă spun, eu pe unde am umblat, pe la diferite târguri tradiționale, pe la București, pe la, la diferite ocazii și la diferite invitații, nu am văzut așa soi și nici așa aromă. Oprind și discutând cu acești doi tineri, le-am propus să facem o colaborare. În prima dată să îi ajut la desfacere, începând cu anul trecut, chiar le-am făcut și unii contacte așa, cu diferiți clienți, chiar și de la dumneavoastră, de la jurnalul de Botoșani, anul trecut a fost făcut un reportaj pe această idee. Bun, asta aparține trecutului. Dar să știți că ceea ce se, publicitatea contează foarte mult. Da, domnul Titel, îmi spuneți că a început să meargă bine cooperativa și cum e specific la noi, la român, când ceva merge bine, 2-3 trebuie să-i pună piedică. De unde vin piedicile astea? De vin întâmplător totul și poate că nu întâmplător. Tot de la apropiat. Tot de la apropiat și prieteni care noi am colaborat și înființat această cooperativă. Fiecare are câte o afacere din cei 5 în Consiliul de Administrație. Niciodată nu a ajutat la buna desfășurare a activității în cooperativă. Ce eu nu spun... Dar ei ce vor acum? Vor să vă ia funcția de președinte? Nu, ei vor, vă spun eu, ca niște oameni care lucrează cu vorbi și asasinează. Care se pricep la vorbi și nu la fapte? Așa și nu la fapte. Iau adjunctul meu din cooperativă, am înființat o altă societate la Frumușica. Deci concurentul, a apărut concurent. Da, cum îi spune adjunctului, domnul Bălașan? Da, domnul Bălașe Adrian. Dumnealui, înființând această societate, a devenit incompatibil cu Ei, stați un pic, stați. Dumneavoastră sunteți cooperativă, da. Deci sunteți asociere, da. De producători de legume și fructe. Dumnealui, îmi spuneți că a înființat o societate, deci la legea 31, o societate comercială care cu totul altceva. Dar se ocupă și de produse. Păi nu mai ar și căuta în cooperativă în condițiile astea. Simțind că el nu este statutar și conform statutului o pierdut aceste drepturi, o încerca să mă sabotez. Păi, dacă nu poate el, nici altul să nu fac. Moară capra vecinului. Da, da, măcar să distrugă ceea ce, dar n-ar să poată, pentru că eu vă spun, cooperativa Frumușica este condusă de adunarea generală a membrilor cooperatori. În momentul în care eu am discutat cu peste 300 de oameni din 6 județe din Moldova, cunoscându-mă numai pe mine personal, pentru că de câte ori îi căutam, dumnealor au alte afaceri, au magazine, cineva dintre dumnealor au chiar un cazan de țuică, care fabrică... Bun, asta e treaba lor, o să vă răfuiți, da, dumneavoastră. Dar vreau să ajung la final și să vă spun că au încercat chiar duminica trecută, i-au convocat Consiliul de Administrație, din care fac și dumneavoastră parte, au dânat și contabil, au încercat un puci, adică să mă răstoarne ei patru și să-i prea ei conducerea cooperativii. N-au reușit pentru că nu-i legal. Eu o să fiu înlocuit din funcția de... Și nici nu doresc să mai continui mult, pentru că am și eu o vârstă și alerg cam mult. Dar o să fiu înlocuit din această funcție de către membrii Adunării Generale a Cooperatorilor. Și nu de către cei care vor. Spuneți-mi altceva mie. De anul ăsta s-a complicat legislația pentru producătorii agricoli de a pătrunde pipiețe la vânzare de produse. Le trebuie carnet, o birocrație întreagă ca să le aprobe, să ajungă, să intre în posesia carnetului. Pe piață, când ajung, apar samsare în jurul lui și încep să facă presiuni să le dea la un preț mai scăzut ca să câștige samsarul cât mai mult. Cum ați reușit să rezolvați problemele astea? Pentru că în calitate de președinte aveți obligație să-i ajutați pe oameni. Da, într-adevăr, aveți dreptate. Eu cunosc această, încă din anul trecut, eliberarea atestatelor de producători, în discuții cu domnul ministru agriculturii avut la Iași, și am reținut foarte bine ideea, numai că cei din cadrul conducerii locale, cei de la primăria Frumușica, nici nu m-au contactat în această privință. Eu, fiind membru și al Federației Agricultorilor din România, acolo se spune că acest atestat de producător va fi eliberat de către primărie
cu viza unui carnet pe care o va face o unitate de specialitate funcțională în cadrul comunii. În speță Cooperativa Agricolă de Fructe și Legume Frumoase. Adică să vă dați avizul pe acel carnet că într-adevăr ăla e producător și nu e sanțar. Culmea este faptul că din Comuna Frumușica toți au fost direcționați către Botoșani, nu știu în ce direcție. Am încercat o discuție cu cineva care răspunde din partea FADR-ului, adică Sindicatul Agricultorilor din România, și dumnealui nici nu cunoștea de la nivel de județ un domn inginer, nu mai reține exact cum îi spune, care nici nu cunoștea că în județul Botoșani există o cooperativă de fructe și legume și că este îndreptățită a aviza aceste hârtii ale oamenilor purtați pe drumuri de la Frumușica la Botoșani și înapoi, undeva prin spatele cimitirului Pacea, o clădire, n-am ajuns încă acolo, n-am avut timp, o clădire care scrie să ocupă de selecția bovinilor și a animalelor. E, la domnul Ionică Nichifor? Nu cred că e implicat domnul Ionică. Într-adevăr, a sunat cineva ce am împărțit cu domnul, că l-am luat cam tare eu la telefon. Zic, domnul inginer, nu vă spărați dumneavoastră. Cine v-a fi pus, zice, am dispoziții de la Federația Agricultorilor de România. Cred eu personal că de la Federație s-a desemnat pișestache așa în fiecare județ într-un reprezentant de a ciuguli ceva bănuți. Deci ăsta, specialist în animale, avizează producția de căpșuni. De căpșuni, de ceapă, de usturoi. De ceapă, de usturoi, care nu are nicio tangență una așa. Asta e în România, domnul Titel. Discuții cu secretarul primăriei Frumușica, domnul Anton, și aici vreau să revin la un articol, că bine ați spus în articolul cealaltă că teroriștii de Frumușica, bine, eu le-aș spune mai mult decât teroriști. Așa. Teroriști funcționari din primărie, o parte din ei, nu toți. Unul din ei este și domnul Anton, secretarul primăriei, care... El e șef. Ca e șeful teroriștilor, da. Încercând o discuție cu dumnealui telefonică, am spus, domnul secretar, dar știți dumneavoastră că în comune există? Zice, dumneavoastră n-aveți actele depuse. Zic, întrebați dumneavoastră la Camera Agricolă la nivel de comună că toate actele cooperativii sunt depuse, pentru că eu am participat la o licitație pentru izlaz. Și nu putem participa atâta timp cât nu avem formele legale depuse la primărie. Când ne-am spus aceasta, așa mi-a trântit telefonul în nas, mi-a închis telefonul și din acel moment nu am primit, dar nici nu am fost întrebat din nimeni de cei care cultivă. Am înțeles să duc la Botoșani pentru o anumită sumă, depinde cum îi găsești pe domnii de acolo. Deci jumulești pentru a da atestatul ăsta? Am înțeles că costă 600 de lei. Cât? 60 de lei. 60 de lei, scuzați. După aia drumul de la Botoșani până la Frumușica, timpul pierdut, 20 de lei, timpul nu-l mai pun nici timp. Deci toți samțarii până la urmă au câștigat și nu, din aceste reglementări de ultimă oră. Dar cred că la nivel de minister, la nivel de Federația Agricultorilor, nu se cunoaște acest aspect. Se cunoaște, domnul Titel, dar totul e controlat politic. Stați liniștit. Vreau să ajung și la primăria Frumușica să văd cine spun autoritățile locale, dar nu înainte de a pleca de aici, din Copălău, fără a sta de vorbă cu domnul primar Ciprian Ivanov. Cât vă dă pe kilogram? 2 lei. Păi asta e bătaie de joc. E bătaie de joc, dar așa dacă stau aici și nu vând nică și fac. Cum vă spuneam, am ținut să stau de vorbă și cu domnul primar al comunii Copălău, domnul Ciprian Ivanov, pentru că primăria are în atribuțiune eliberarea acestor atestate de producător, pe baza cărora oamenii pot să ajungă pe piață să-și vândă produsele. Domnul primar, în primul rând mulțumesc că ați dat curs invitație și ați venit aici pe căpșunărie. Bine ați venit la noi. Aici ăștia doi tineri care au pus bazele unei asocieri, spune că au vreo 90 de ari de căpșunărie, unele parcele pe al doilea an de producție, una pe primul an de producție. Dar am stat de vorbă cu Titel Arhip, președintele Cooperativei Legume și Fructe de la Frumușica, pe zona asta, adică, și îmi spunea că sunt probleme la nivel de primărie cu eliberarea atestatelor de producător, în sensul că există o confuzie, o derută. Ar trebui ca aceste atestate să fie avizate, de exemplu, de către el de la cooperativă, dar sunt trimiși adevărați producători pe undeva, pe la Botoșani, pe la niște asociații să le pună viză. Care e realitatea? Dumneavoastră cum procedați aici la Copălău? Deci, în urma unor adrese primite din partea prefecturii și a unor instruiri făcute cu angajații primării la Registrul Agricol, secretarii care
se ocupă în mod direct cu problema, atât cu verificarea, cât și eliberarea fizică a atestatelor și carnetelor de vânzare către de desfacere. Într-adevăr, la nivel de Botoșani sunt doar câteva asociații și anumite persoane care vizează acele cereri în... Da, îmi spunea... Eliberarea atestatelor. Îmi spunea domnul Arip că este un inginer sau tehnist care vizează producătorul de căpșuni. Păi ce treabă are el cu horticultura? Ideea este că, într-adevăr, este domnul... de la Cristești, domnul... Da, în fine, e un inginer sau tehnist. Aici trebuie să-și dea avizul ăia care valorifică producția agricolă, cum e cooperativa, formă de asociere a producătorilor, să-și dea avizul un inginer horticol, dar ajungi tu, inginer sau tehnist, spui, băi, căpșunile tale nu sunt bune, nu-ți dau avizul. Nu, dar verificările se fac din punct de vedere a suprafeții și a cantității estimate. Și de unde știe ăla de la Botoșan că într-adevăr ăsta de aici are cantitate sau suprafața pe care o declară? Păi vin interien, sunt comisii formate la nivel de comună. Am birocratizat, domn primar, și activitatea asta. Bun, și până la urmă, ca să obțin un atestat din ăsta, cât trebuie să umbli omul? La noi, dacă l-ajută Dumnezeu, două zile. Și câți bani îi luați? Sau câți bani trebuie să dea ca să obțină atestatul? Pe unde umblă? Pentru atestat și 25 de lei pentru carnetul de desfacere. Dar spunea domnul Arhip, 60 de lei la... Localitățile ne-au crescut și la 90, la 100. Noi n-am o mare destul de probleme. Deci s-o evit un prilej de a-l jumuli tot pe la care muncești. Da, deși voci au fost care... și în Consiliul Local, hai să mărim taxa, hai să-i mărești, că ești așa... Dar omul ăsta se chinuie la căpșuni, ăstea este muncă, domnul primar, din toamnă până în toamnă, și-i migăloasă. Deci, ce vedeți dumneavoastră aici, așa, la o evaluare ușoară, e vorba de peste 6.000 de euro investiți. Da, și cât îi luați impozit pe venitul agricol, că la legumicultură sunt impozite foarte mari? Da, sunt... Îi luați de ajuns câteva mii lei. Îi luăm, asta e realitatea și nu noi ca atari. Nu, așa e legea, așa s-a făcut legea de către actualul guvern PSD pe care în 2012 s-a dus tot ei și l-a votat într-o veselie. Asta e treaba, na? Lucrăm mult, prost fără rost. Și acum îl iese pe oi. Asta e, dacă se duce cu lapte îi trebuie atestat, dacă vrea să vândă un animal îi trebuie atestat, dacă vinde legume, că are un strat care... Dar chesti cu usturoiul la poartă, îi trebuie atestat? Teoretic îi trebuie atestat. Da, domnul primar... La nivel comună, până la ora actuală, nu sunt eliberate, cred că mai mult de 25 de atestate, cred. Mergea bine sistemul ăsta de producători agricole individuale, pătrundeau pe piață, vindeau, mai luau și zamsare, dar acum am birocratizat excesiv. De ce s-a făcut chestia asta? Că asta este o preliște a dezvoltării producției agricole individuale. Cred că Ministerul Agriculturii și Ministerul de Finanțe, reprezentanții... Dar ce vor ei? Ce vor să facă? Unde vor să ne ducă? Unde vor să-i ducă pe oamenii ăștia care încă mai muncesc la câmp? Să nu mai lucrez nimic, să nu mai facă nimeni nimic. Bun, da, dacă... Totodată li se spune că, vedeți că nu impozităm, nu aia, dar noi suntem obligați la anumită perioadă să dăm către... să raportăm cantitățile vândute de... De fiecare posesor de atestat către... Și în raport de asta vă urmărește ce impozite ați încasat. Da, da. Păi, la noi ca la nimeni, domnul primar. Deci, cu cât muncești mai mult, cu atâta ești mai asuprit din punct de vedere birocratic. Cu cât stai acasă și nu faci nimic, vine PSD-ul, îți dă o sumă de bani și te cheamă la 4 ani la vot. Asta e caseta pe moment, până o schimbau, rămânem să ne chinuim așa. Eu zic să ne transformăm toți în asistat social, că tot e mai bine. Da, mai... Mai aveți bani la primărie pentru asistat social? Mai avem, pentru că la noi dosarele le-am dus la un minim. Am făcut o triere și care într-adevăr au meritat o luată. Da, dar la anul nu știu dacă vă mai aleg dacă ați triat dosarele. Ați pierdut fondul de voturi. Am și eu niște principii în viață peste care nu trec și încerc să le
până acum m-au ajutat, poate m-au ajutat și de acum încolo. Da, spuneți-mi, dumneavoastră sunteți medic veterinar de profesia de bază. Cum se procedează în momentul de față cu sectorul ăsta zootehnic în curtea cetățeanului, în curtea țăranului? Pentru că și aici a apărut o preliște acum. Ba nu ia producția pentru că trebuie să întrunească nu știu ce condiții, smurgă laptele electronic la o amărâtă de vacă prăpădită, ba îi pune pedici la preda vițelul, ba porcul trebuie să aibă nu știu ce condiții. Sunt niște condiții fiscale pe care le întâmpină atât achizitorii și producătorii legat de lapte, trebuie să aibă un anumit număr de germeni ca să-l poată preda, să fac, intră într-un control oficial al producției de lapte ca să poată obține și subvenții pe litru de lapte. Domn doctor, dar omenirea asta bea laptele de vacă de mii de ani și nu a dispărut. Și acum, de unde până unde am venit noi cu mofturile astea că trebuie să îndeplinească nu știu ce condiții? Se pare că am luat din Occident cei mai prost, în loc să luăm cei mai bun. Și am luat și medicamentele cele mai scumpe, ca să ne tratăm după ce ne îmbolnăvim. Așa este și ineficient câteodată. Da, stimați telespectatori, ați putut lua act și de ce a spus domnul primar. Primăriile n-au nicio vină, trebuie să execute ce spune legea. Ori legile au fost făcute de către actualul guvern în așa fel încât să nu mai muncim. Vedeți, cel care are curajul și darul muncii, care vrea să facă ceva, să participe cu ceva la dezvoltarea economică a agriculturii românești, vine imediat guvernul, parlamentul și îi dă câte o lege din asta de să-l saturi de muncă. Cât vă dă pe kilogram? 2 lei. Păi asta e bătaie de joc. E bătaie de joc, dar așa dacă stau aici și nu vând nică și fac. Primăvara când pornește plugul, în pădure frumos cântă cucu. Toată lumea muncește pe ogoare, de cu zor și până plină sară. Vara spune ploile, toamna strângi recoltele, măi măi. Toamna strângi recoltele și umpli hambarele, măi. Tararam 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 tararam. Bună ziua! Hai, veniți un pic încoace! Căpșunea cui ești? A dumneavoastră? Da. Cum îi dați? 5 lei kilogram. 5 lei? De unde sunteți loc? De aici, din satul ăsta, Rădenii Noi. Din Rădeni? Dar de ce spuneți Rădenii Noi? Că mai este și unul vechi? Nu, aici sus e vechi. Pe domnul Arhip îl cunoașteți, Titel? Da. Cum vă împăcați cu el, cu cooperativa lui? Că vă văd la vânzare aici. Foarte bine, foarte bine. Eu am în grădina astea. Uite, s-o apropiși. Poți să mergi să-l vedeți. Hei, am filmat noi o căpșunărie. Acum cu dumneavoastră vrem să stăm numai de vorbă așa, să vedem în general ce soi de căpșuni cultivat. De astea, dar au rămas mânânțele, fiindcă nu a fost ploaie. Dar e un soi, l-ați cumpărat de undeva anume, s-a dus din import, din grădină, de ani de zile? De ani de zile, din grădină, de la mine. Deci sunt căpșuni autohtoni, de-a noștri, cum s-ar spune. De-a noștri, naturali. Îți pot face dulceață din ei, foarte gem? Foarte buni, foarte buni. Dar se leagă? Da. Spuneți-mi, noi venim de la Copălău acum, acolo ni s-au plâns căpșunarii că au probleme cu legalizarea la primăria carnetului de producător. Da, aici cum e? Și noi avem carnet de producător. Da, vi l-o dat repede? Repede, acum era dus la Botoșani și să vină înapoi. Și e gata. Nu, da, vă iau bani, vă cer bani pentru carnetul ăsta? Mulți? Te costă cât? Până la 1 milion ca să-l faci. Deci până la 100 de lei? Da, până la 100 de lei. Dar vă poartă pe drumuri? Ei, ne poartă. După cum
și ei dispuși de timp. Da? Dar nu era mai bine înainte când recoltați din grădină, mergeați, vindeați și nu trebuia atâta birocratie? Mai bine era decât am eu. Și ar trebui. Eu bunuar dacă am vreo două șirie și atâta, și atâta. Cum trebuie să am carnet producător? Păi cât ați dat pe carnet, nu o să câștigați. A, păi da, da, așa este. Așa este. Da. Bine, mulțumesc. Ia să vedem cu doamna cu cireșul cum stăm. Da. Cum vă numiți? Crișmăreanu. Crișmăreanu. Crișmăreanu? Da. Spuneți-mi de la dumneavoastră cireșele. Da. Ce soi? Cum se numesc? Ungurești. Ungurești? Da. Păi, dar noi suntem moldoveni. Suntem, dar așa se numește cireșele. Cum dați? 5 lei kilogram. Se pot folosi la dulceață? Da, merg? Nu știu ce. Dulceață. Sau numai la compot? La dulceață chiar. Și aveți mult cireș în grădină? Nu, am cireș în răzleț, n-am livadă. Și spuneți-mi, cum e cu carnetul ăsta care îl cer acum prin legea asta nouă de producător, de atestat, de, că v-a birocratizat în loc să vindeți cireș și trebuie să umblați pe la ușa primăriilor? Să... De anul trecut, acum dacă s-au schimbat toate legile, au apărut că vin certificate de astea noi, testate și certificate. S-au apărut câștigați prea mult. De asta mă gândesc. Să vă iei niște bani. Și am făcut, ne-am dus la Botoșani, ne-au trimis de aici la primărie, aici e 600, la Botoșani ar mai da. 60 de lei adică? Da. Și la Botoșani cât ați mai dat? Încă 500. Da, e adevărat că la Botoșani v-ați dus la un inginer zootehnic să vă pună viza? Da. Nu mai știu ce era așa ceala. Dar unde, cum se numește la Botoșani, unde o trebuie să vă duceți? Ne-am dus pe lângă Petenciar, nu știu cum se cheamă nici acolo. M-am dus cu un taxi, m-a dus, ne-a dat hârtiuța și am plecat de acolo. Deci v-a luat banul, v-a dat hârtia și nu l-a mai interesat. La primărie, că la primărie... Deci banul era prioritate. Da, bineînțeles. Da, cu domnul primar, cu Costel Rădeanu, cu domnul viceprimar Baciu, cum vă înțelegeți, cum colaborați? Bine. Da, cu domnul secretar Anton. Ce bani sărbești? Da, cu domnul secretar Anton. Domnul secretar, na. Probleme. Și el, da. Dar mai bine să n-ajungeți. Mai bine să n-ajungi acolo. Da. Bine, doamnă, mulțumesc. Haideți că mai avem un cumpărător aici, un vânzător, pardon. Imediat. Bună ziua. Bună ziua. Dar de unde știți cât e rotundul? Păi nu se pierde. Ce faceți cu cireșele? Cum merg la vânzare? Ce facem? Cred că le ducem înapoi să le dăm la aprozare, stai. La care aprozar? Este un aprozar? Stată aici. Da? Strângi arhip, titel la cooperativă sau a cui? Strângi sus la un aprozar. Deci a apărut un achizitor? Da. Și cât vă dă pe kilogram? 2 lei. Păi asta e bătaie de joc. E bătaie de joc, dar așa dacă stau aici și nu vând nică și fac. Da, așa la vânzare cât luați? 5 lei? 4 lei, 5 lei. Cireșele sunt din curte? Aveți mult cireș? Avem, dar nu am cine le strânge. Păi, dar pe aici e zonă de fructe, nu? N-ați făcut o mică livăduță așa de... Este, nu are cine. Nu are cine să strângă. Eu nu mai pot de pișoare, pentru că am strâns leacă asta de cireș, eu nu mai pot de pișoare. Păi, înainte de 89 existau achizitori la cooperația de consum, vă lua tot, strângea tot. Cred că mă duc și le duc aici la deal, că nu am eu, nu-mi convine să stau aici. Da, cum e cu carnetul ăsta de atestat de producător care l-a impus acum prin lege nou guvern Ponta? Cum a spus doamna, s-a dus nevastă, mi-a dus până la Botoșani. Câte parale v-a jumulit? Nu, ne-a cerut multe parale. Păi spunea vecina asta a dumneavoastră de aici că 60 de lei pe la primărie, iarăși pe la Botoșani, la o altă... Dacă așa e legea, așa o faci și noi așa să facem. Cum vin legile astea? Că legile astea sunt mai mult un fel de piedici ca să nu mai facă omul nimic, să nu se mai dezvolte. Piedici. Nu mai sunt piedici. E spre ajutorul nostru. Deci, dumneavoastră sunteți mulțumit. Unul dintre producători agricoli mulțumit. Da. E spre ajutorul nostru. Sunteți din categoria bătrânilor hâtri? Ca să nu mai facem nimic. Păi nu, că în România de astăzi, dacă te apuci să muncești, ai probleme. Dacă stai liniștit acasă cu mincior, o duci bine. Da, dacă stai, dacă ai pe ce stai și poți să stai. Păi da, de guvernul. De guvernul. Guvernul ăsta dă acum numai să nu muncești. Da, e bun dacă dă așa. De asta e un bazar putros, tăți. Da, bine, cu primarul, cu viceprimarul, cum vă înțelegeți? Ce problemă, eu aproape nici nu-i cunosc.
Îi cunosc așa că vine până în fermă, trece prin sat la deal, n-am probleme cu tot. Ai, nu-l cunoaște pe primar, nu cred. Are 400 de hectare de viță de vie aici afară și tu că de prună și dumneavoastră face vin pe lin și dumneavoastră nu-l cunoaște. Bine că e are, mereu cea care n-are. Păi cel care n-are, ia de la cel care are. Ce să facem? Da. Bine, bun, ai vânzare bună, dacă nu o să reușesc, le vindeți, da. Vorba dumneavoastră, la aprozar acolo, e bun și 2 lei pe kilogram. Ce să facem? Da, bine, bun, sănătate. Stimați telespectatori, încercăm să stăm de vorbă și cu cineva din administrația primăriei frumușii ca să vedem cine spune. De la Căpșunar și Cireșari, așa cum v-am promis, m-am deplasat la sediul primăriei din Frumușica. Domnul primar Costel Rădeanu, fiind la Botoșani cu probleme de salarizare, dialoghez cu domnul viceprimar Dumitru Baciu, care de altfel cunoaște foarte bine și problema eliberării atestatelor de producător. Domnul viceprimar, mi s-a plâns Arhip Titel, sper că-l cunoașteți, președintele cooperativei de legume și fructe de aici, din Frumușica, că s-a creat o întreagă birocrație cu eliberarea acestor atestate și că se încasează bani și la primărie, trebuie să duc și la Botoșan, nu știu la cine să-i dea un aviz. Și am stat de vorbă și cu oamenii care la intrare aici în județ, pe rada comunii Frumușica, vând căpșuni și cireșe. Și mi-au spus și ei, da, domne, dăm bani la primărie, ne-i trimis la Botoșan, la cineva să ne pună o viză, dar tot pe parale. Acum, care sunt procedurile? Din câte știu eu, la noi aici nu știu dacă plătesc, doar plătesc 60 de lei o zi. Păi, pentru eliberarea și conform, este o taxă conform hotărârii Consiliului Local pentru eliberarea atestatelor astea. Da, că și la Copălău s-a pus o astfel de taxă. Bun. Mai mică, ci-i drept, 25 de lei. Probabil, da. Din ce știu eu, în momentul când vine omul și declară că are sau cere, solicită un atestat de felul ăsta că vrea să... De producător. Producător, da. La noi, la nivel de primărie, s-a creat o comisie prin ordinul primarului, o comisie care verifică veridicitatea celor declarate de către solicitant. Adică am 10 ari de legume. Merge comisia respectivă, vede, întocmește un proces verbal în care autentifică că e real ceea ce omul solicită și procesul verbal ar trebui semnat de către o asociație care este afiliată la o asociație națională, ceva de genul. Da, dar am înțeles că ăsta e inginer zootehnist la Botoșan care dă viza. Păi de el atestă ce fac crescătorii de căpșuni, de ceapă, de usturoi, că el se pricepe la vaci, oi. Mai mult decât atât, nici nu, deci eu cred că e suficient comisia care o verifică de la primărie. Păi exact, ăla ce atestă? Pune o viză pe un proces. Da, iau un ban. Noi ne-am îndrumat să-i trimitem la Camera Agricolă la Botoșani, că le vizează gratis. Noi acolo am dirijat pe oameni. Dar de ce nu pune viza cooperativa de legume și fructe de aici, care e persoană juridică și e asociere de producători agricoli? Dar am impresia că nu este afiliată la aia care la o asociație asta națională. Dar în lege spune viză de la o asociație a producătorilor. Cooperativa este o asociație a producătorilor, este persoană juridică. O zis că domnul secretar de aici nu prea de acord. E posibil să fie și asta, dar în cazul ăsta domnul Arhip ar trebui să vină cu o cerere aici la noi, să o punem în Consiliul Local și Consiliul Local să agrieze, eu știu, firma noi și mai sunt și altri, poate să agrieze. Dar să nu mai trimiteți oameni la Botoșa. Sigur, să simplificăm, dar el a venit cu o cerere, are o cerere. Da, o vorbit cu domnul secretar, i-a explicat că are la primărie documente de înființare a cooperativei, că o licitat pentru pășunii și deci există întreaga documentație ca persoană juridică cooperativă la primărie. Când a spus acest lucru domnul secretar Anton, domnul secretar i-a închis telefonul. Păi, mi-au mai spus câțiva vânzători de căpșuni și cireșe de aici, de la marginii de comun, că, domnule, la primărie e o plăcere să discuți cu primarul, cu viceprimarul, dar numai la secretar să n-ajungi. De ce atâta lume are o problemă cu secretarul? Sau secretarul are o problemă cu atâta lume? Poate mai degrabă secretarul are problemă. Da, e o problemă care o să o discutăm cu alt prilej. Dar ce ziceți dumneavoastră?
era necesar modificarea legislației ca să ajungă la un astfel de hățiș birocratic pentru eliberarea unui atestat, când omul își vindea și până acum produsele fără bătaie de cap. Da, da. Păi, părerea mea că în loc să ajute, mai mult un curcat. Așa spuneau și de la Copălău. Zice, domnule, pur și simplu ne descurajează să mai muncim. Sigur, vă dați seama, pentru un om simplu să umbli cu atâtea, după atâtea semnături și atâtea hârtii, el mai mult a venit aici, aici să dădea, aici să atesta și fiți sigur că de aici nu-i dădea nimeni o hârtie dacă nu avea într-adevăr să corect cu ceva. Da. Și el își putea vinde cât poate el câștiga, cât să-și ai, știu, un litru de ulei, ceva. Și... E, dar la noi, dacă nu complicăm un pic, lucrurile sunt prea simple. Da, prea simplu, da. Și acum, viza asta, asociația, mi se pare anapă, dar cum am discutat mai înainte, ce știe la de la Botoșani dacă noi aici am încheiat un proces verbal și am fost și am verificat că omul are suprafața respectivă și produce, într-adevăr, legumele respective, ce mai trebuie viza lui ăla de la Botoșani? Și însemnifică... Bani cheltuiți, timp pierdut. Exact, omul pierde cel puțin o zi pe drum, am plătit și acolo o taxă și în final doar ce am scris noi acolo. El îi pune doar o viză ca să iei niște bani. Da. Pare ne la locul ei. Ar trebui eliminată dacă s-ar putea viza aia. Și în legătură cu domnul Arhip, părerea mea, ar trebui să vină să ceară, să solicite. Într-o cerere, așa am avut o discuție telefonică cu domnul secretar. Corect. Rezolvat. Domnul, vreau eu să vizez. Și dacă îndreplinește condiții legale, nu avem nimic împotrivă, doar din contra. Noi vrem ca oamenii să nu se deplaseze. Copilul care nu plânge, nu-i dăm mama atât. Corect, da. Deci da. Dacă bine. S-ar face o cerere, cred că s-ar rezolva. Mulțumesc, domnul viceprimar. Stimați telespectatori, ați putut constata că la noi, în economia asta românească și în special în agricultură, când lucrurile sunt un pic simple și merg bine, cineva trebuie să găsească o soluție de a le complica în așa fel ca nimeni să nu mai aibă curajul de a munci, de a-și cultiva pământul, de a-și valorifica producția. Iar dacă totuși trece peste aceste bariere birocratice și se apucă de muncă, vine fiscul și ia cam tot ce câștigă. Așa că cel mai bine e să ne transformăm într-un popor de asistat social, stăm acasă și odată la 4 ani mergem și votăm partidul unic PSD-ul. Eu vă spun la revedere, ne întâlnim sâmbăta viitoare la aceeași oră.